aminte ce am scris aici. Am convingerea că la proiectul meu o să vă referiți mulți ani de acum înainte, indiferent unde voi fi eu. Vă rog să rețineți acest mesaj. De ce? Dezvoltarea orașului. Nu putem înghesui. Avem orașe istorice de acum 2000 de ani, Roma. Ce s-a întâmplat? Ne reconcentrăm. Cu orașele din ultimii 100 de ani, 150 de ani. Orașele moderne în care niște oameni vizionari la un moment dat au spus stop. Hai să vedem cum vom fi peste 50 de ani. Asta trebuie să discutăm noi. Pentru că într-o dată, uitându-ne tot timpul înapoi la faptul că nu avem o bordură sau o pansăluță, după părerea mea, reduce mult nivelul discuției. Nu este de nivelul unui oraș care se dea capitale la nivel european. Trebuie să gândim un pic în viitor. Trebuie să ne asumăm viitorul. Și acest proiect nu înseamnă locuitori, înseamnă oameni, un milion de oameni cărora acest centru le oferă servicii. Haideți să analizăm împreună. Știți datele actuale, la zi. În noi le știm. Bun, hai să discutăm. Adică? De ce? Ne vom concentra pe o zonă existentă la o creștere semnificativă de populație. De abram. Nu, vorbesc de cu totul altceva. Vorbesc de o zonă cu interese comune. Suntem mult prea mici pentru război așa de mare dacă gândim numai aici, pe ceea ce existăm astăzi. Vorbesc de două etape extrem de importante în următorii două, la 20-40 de ani. S-a lansat ideea acestei zone metropolitane care s-a dezumflat. Oamenii buni, pe următorii 10-20 de ani trebuie să fie filonul de dezvoltare a această zonă metropolitană, cu servicii și obiective comune. Peste 40 de ani veți vedea că, datorită, însă, să dea Dumnezeu, dezvoltării infrastructurii, Deci, Cluj, Prădești, Gherla, Câmpia Turzii, Turda, vor fi zone de interes comun. Noi, în zona asta în care existăm acum, vom avea un gen de servicii. Noi vrem să antrenăm industrie pe verticală și orizontală. Asta se va duce la distanțe, așa cum se întâmplă oriunde în lume, distanțe de 40-50 de km. Haideți să vedem în viitor. Asta e